Dispozitivele inteligente care ne măsoară sănătatea sunt tot mai populare. Mulți le folosesc pentru a afla de câte ori bate inima pe minut sau câți pași au de făcut. Modelele mai noi merg un pas mai departe și pot face și un EKG sau pot măsura tensiunea arterială. Însă specialiștii avertizează, nu ar trebui să înlocuim medicul cu dispozitivele de ultimă generație. După telefon, ceasul inteligent este cel mai popular gadget, iar asta pentru că are numeroase funcții ce țin de sănătate. Afară, când alerg, îmi înregistrează antrenamentul și traseul și pot să știu cu siguranță în cât timp am făcut un kilometru, care mi-e ritmul și după aceea mă ghidez. Pune un român. Ceasul digital poate număra pașii, măsoară caloriile, pulsul și ajută chiar la monitorizarea somnului. Pentru atleți și sportivi, este un accesoriu nelipsit la antrenamente. O să facem un test de heart rate să vedem dacă pulsul este același pe care eu l-am acum la mână și pe bandă. Să vedem după 2 minute la cât ajunge, la cât urcă, care este la fel de eficient și ne arată ceea ce vedem, cu ceea ce e și la mână. Avem 99 Hz rateuri pe bandă, iar la mână avem 100. Deci nu este foarte mare diferență. Arată Costel Cosloc, antrenor fitness. Dacă avem probleme de inimă sau probleme cardiace, în momentul în care venim la sală, ne interesează foarte mult un ceas care să ne arate exact pulsul. Adaugă Costel Cosloc, antrenor fitness. Unele modele pot măsura tensiunea arterială și se laudă chiar cu electrocardiograme. Și nu doar ceasurile ne ajută să ne monitorizăm sănătatea, cântarele digitale oferă zeci de informații despre corpul nostru. Însă specialiștii avertizează, nu ar trebui să înlocuim medicul cu gadgeturile de ultimă generație. Pe de altă parte, specialiștii spun că nu este indicat să apelăm la medic de fiecare dată când parametrii indicați de aceste dispozitive nu se încadrează în valorile normale de sănătate, relatează observatornews.ro.